Bună dimineața! De ce face AUR genul ăla de declarații care aduc belele? Mă întreabă unul dintre voi, care este și fan declarat AUR și mereu m-a certat politicos când am zis că partidul ăsta e de căcat ca tot celălalt. Deci de ce fac declarații de-astea? Păi ce altceva vreți să facă, mă? Păi bune, uitați-vă la un pic la structura profesională a elitei AUR. Nu avem acolo, probabil, nu m-am uitat în detaliu, dar auzeam, niciun expert în politici publice. Niciun tip care poate citi o prognoză a direcției de statistică și să zică dacă suntem pe drumul bun sau pe drumul rău. Niciun băiat care să se uite într-o execuție bugetară și să-și dea seama dacă acolo s-a furat sau nu. Avem niște umaniști, niște oameni probabil patrioți, unii cunoscători de istorie, dar în lumina ultimilor declarații nici de asta nu mai sunt sigur. Și să fii un unionist declarat și un naționalist fără să știi istorie, e ca și cum ai fi prostituată, dar n-ai ști să suși pula. Adică nu se potrivește deloc discursul cu background-ul și cu ce are și dintr-o discuție aplicată la obiect. Liderii ori fac aceste declarații așa, atingând câte un pic diverse cori sensibile, pentru că e singurul mod în care își pot crește electoratul, nepricepându-se la guvernare. Și reiau asta cu nepriceputul, bă, dacă se pricepeau la ceva, în tot acest timp trecut, veneau cu niște soluții tehnice la niște probleme le are din România, cum fac, de exemplu, useriștii. Useriștii e clar că sunt mai performanți la capitolul de guvernare decât auriștii, pentru că ea se strâng în structuri, caută un expert, mai vin doi IT și fac la și ei vin cu soluții la probleme reale. Unele bune, unele de căcat, unele copiate de pe afară, dar vin cu ceva. Liderii AUR nu au, adică liderii AUR, tot activul AUR nu are inițiative bune, tehnic posibile și care nu fac rău pe un orizont îndepărtat, că e ușor să iei decizii bune pentru mâine. Și să vă spun de ce fac asta, cum fac asta. E o metodă de, deci, coarda sensibilă, metoda coarda sensibilă a fost aplicată prima oară de Traian Băsescu. Traian Băsescu, un băiat care a ciordit cu toată camarila lui de ne-am săturat, probabil că cei mai mari hoți din istoria României în valori, nu în frecvență, sunt pedeliști, nu pesediști. Dacă e să ne luăm la sume și la dispariții de chestii, deci de câte ori simțea că o ia pe topogan așa pe antipatie, inventa o temă. Clanurile interlope, nu știu ce. 20% din populația României sunt gay. Nu avem nevoie de autostrăzi. Tot felul de dude și de prostii. Venea reacția populară de tip hai mă, marci cu prostiile sau nu ți-e bărușine. Iar el se cocoța pe acel val de antipatie și zicea, vedeți? Toți s-au coalizat împotriva lui Traian Băsescu, pentru că numai Traian Băsescu poate pune botul cu botul pe labe mafia din țara asta. Și el a crescut din valuri de antipatie în care s-a victimizat, exagerat și a dat așa. Pe urmă au apărut useriștii, fix cu aceeași metodă. Au ieșit în piață cu două idei, două, fără pensii speciale și fără penal în funcții publice, amândouă îmbrăcate în povestea vreau țară ca afară, și au dat cu aia, deci cu temele alea, orice întrebai vorbeau de aia și mai atacau ei colateral. Coaliția pentru familie nu face bine ce face. Hai să mergem la poartă, la penalul Dragnea, apropo că nu numai AUR dă buzna în instituții și în locuințe private, au dat și useriștii, hai să mergem în Parlament, să ne tăvălim pe jos, ne legăm între noi cu scoci. Nu mă dude și de câte ori venea reacția, bă, așteptăm altceva de niște oameni care dau deștepți, culți, cultivați și patrioți. Reacția era la fel. Ați văzut? Toți iau de AUR. Păi de USR, mă scuzați. Pentru că noi suntem nou val, pentru că toți, în toate partidele, toți sunt la fel, numai noi nu. Și când venim, noi facem și dregem. Și au făcut și ăștia o pulă. Așa că AUR a ales metoda simplă prin care consolidezi electoratul deja existent, care se simte că merită să stea lângă tine, că tu ești atacat, că înseamnă că ești important dacă ești atacat. Ei fiind, repet, la nivel de influență, liderii AUR sunt în punctul în care
Nu cred că le răspunde vreun ambasador la telefon. Nu cred că le răspunde vreun director de companie la întrebări fără să-i păcălească, de companie națională, în care nu știu să înțeleagă ciordilile, furturile, nu înțeleg probabil jumătate din legile care le trec pe sub nas. Asta nu-i face neapărat niște oameni răi, că dacă 3/4 din populația României nu înțelege, dar îi face niște amatori și noi nu mai avem nevoie de amatori. Adică în punctul ăsta lor profesional nu sunt utili țării de nicio culoare. Mă uitam joia asta, joia de, deci joia de 6, 5, 4, cât a fost februarie. Mă, era în ședința de guvern o chestie mega mișto, despre care n-a scris nimeni, nici presă, nici nimeni. Nici opoziția, adică nu mă refer doar la presă. Era o hotărâre de guvern, fiți atenți cum suna. Avea un nume de ăla, pentru aplicarea articolului din revizuirea, la 4 rânduri de titlu erau. Pentru, ca, pentru alocarea sumei de, și fiți atenți cum au scris, 5 milioane lei, 5, 3 de 0, mii. 5.000 de mii, au zis. N-au zis 1 milion de lei, 5 milioane de lei sau 1 milion de euro. Alocarea asta, deci ăștia, la secretariatul guvernului, că poate e vreun proiect pe urgență și încă nu-s hârtiile, gata, pe scurt, au pregătit 1 milion de euro la SGG, care pot fi dați oricând, în sumă totală per beneficiar de o treime, cu adusul de hârtii justificative până la 10 decembrie 2022. Repet, 1 milion de euro pe care SGG-ul poate da mâine la B1, la Digi, la Ziare.com, la G4, la, nu știu, la Măruță, lui cine vrea el, fără că ăla să spună la ce l-a folosit, până pe 10 decembrie. Bă, ăștia-s bani de șpagă, ăștia-s bani de combinații și de șpagă. Iar opoziția, AUR, USR, presa asta integră, n-a suflat o vorbă. Și a fost pe masa guvernului joi acum, cu două zile. Eu mă uit încă pe hârtiile statului român, pentru că pe mine îmi fascinează furtul ăsta obraznic și inteligent în același timp. Și acum, ca să încheiem cu AUR și cu prostiile debitate de ei, cu Antonescu și cu Zelea Codreanu, trebuie să înțelegem toți că despre fiecare lider din istoria țării noastre, din orice țară, poți să afirmi a făcut și lucruri bune. Dar asta este o imbecilitate. De exemplu, Hitler, în prima parte a mandatului lui, când a preluat puterea în Germania, a făcut, ghilimele, și lucruri bune. A umplut Germania de autostrăzi, a repornit industria militară, industria de aviație, industria a finanțat cercetarea în tehnologie masiv de tot, adică așa, a creat condiții de trai decente pentru mamele cu copii, pentru creșterea copiilor, și pe urmă, dobitocul, a trecut toată lumea prin foc și sabie și a făcut să dispară 30 de milioane de oameni în pana mea. Deci nu mai poți să spui că a făcut și lucruri bune când finalul carierei lui este al unui cel probabil cel mai atroce, de fapt nu e cel mai atroce. E un criminal în zeci de milioane, adică o nebunie. Zelea Codreanu, liderul legionar. Bă, până la 19 ani a ținut un discurs foarte bun la Universitatea din Iași cu Ace Cuza, profesorul ăla, care e adevăratul creator al legionarismului. După care a umblat două veri cu studenți de ăștia, la fel, mișto, refacem spiritul românesc, au săpa fântâni, au cules cânepa pe unei doamne, i-au reparat șura unei babe. Și după aia s-au apucat de omorât oameni. Toți ăștia cu băi cu idei bune s-au apucat de omorât o oameni pe criteriu etic, adică nu mai vreau să zic ce, cum. Ce să mai zici de bine despre dobitocul ăsta, despre acest asasin cretin? Antonescu, marele lider. Ba, Antonescu a venit și a adus stabilitate într-o țară făcută vraiște de Carol al II-lea. Și sub promisiunea că îi dă Hitler înapoi Basarabia luată de ruși, s-a băgat în război de parte cu Germania nazistă. Și a mers cu ăla până la final ca un dobitoc, pentru că în politică, oameni buni, nu există aia mergem împreună și la bine și la greu. Alianțele nu sunt căsătorii între oameni. Liderul unei țări e dator să meargă cu altă țară în tovărășie la bine, iar când e de rău să se mute cu interesul. Interesul lui nu e să-și țină cuvântul față de Hitler, ci să caute interesul suprem al țării lui. Și interesul suprem era să renunță la alianța cu Germania mult mai devreme. Lasă ne ocupă aia să ne fută, dar nu mai eram la țări participante de partea răului la război. Nu ne mai făceau rușii praf,
ne luăm toate teritoriile înapoi, nu doar o parte, adică hai să ne potolim cu marele lider Antonescu. Nici ca lider militar n-a fost bun de nimic, vă asigur, adică cel puțin 100.000 de soldați români au murit necombatanți, ca să zic așa, adică n-au murit pe front împușcați. Au murit de foame, de fric, de îngrijiri medicale proaste. Au fost zeci de companii, probabil batalioane întregi, care au ajuns pe front fără gloanțe, fără cămăși, fără bocanci, pentru că sub nasul lui Antonescu era o corupție și o ciordeală și se fura la achiziții de se rupea. O fi fost un băiat care, da, era patriot și vertical, dar era un bou. L-au halit birocrații și hoții din nomenclatura din perioada aia, de s-au pișat pe el. N-a fost niciun șmecher. Mare brânză că a stat și a privit în ochi soldatul sovietic care l-a împușcat. Hai să ne gândim la lucrurile nasoale rămase după el și o să vedem că sunt mult mai multe decât lucrurile bune. Nici nu mai zic pe aia cu evrei și cu... Nu, adică acolo e clară, da? E clară. Fără implicarea lui, cel puțin 200.000 de evrei încă trăiau. Adică n-ar mai fi. Și nu vorbim că i-a luat de prin sate din pădure niște brute. Era parte din elita intelectuală a acestei țări, din elita financiară, din posesorii de capital, de leadership, de opinie. N-a fost nici... Nu găsesc lucruri bune despre Antonescu eu. Iar dacă aș fi politician, nici nu aș pomeni numele, că știu că mă cer cu Israel, cu toate partidele din familia europeană, cu o mare parte din capitalul românesc care acum e deținut de etnice evrei sau în legături cu afaceri. Adică nu poți să spui așa ceva, așa cum nici nu mai poți să spui pârțar în loc de gay. Nu e voie, că nu-ți mai merge bine. Iar dacă liderii au n-au înțeles nici acum că de unele lucruri nu se discută cum discută ei ca la meci, e încă o dovadă că sunt niște dobitoci ca toți ceilalți și că cine își pune speranțele în ei e un dobitoc la fel de mare. Deci ce face AUR declarațiile astea? De-aia le face. Pentru că ei n-au ce pune pe masă. E singurul lor mod de a comunica câte ceva. Că mai e o chestie. Dacă liderii AUR nu scot o vorbă o lună, li se taie jumate din electorat. Ei în momentul ăsta funcționează ca Florin Salam sau ca Alex Velea. Dacă nu pui pe YouTube odată la 7-8 zile o înregistrare nouă, fanii se duc la Jador, se duc la pula mea, nu, eu n-ascult cârnați de ăștia. Dar e fix tot aia, adică nu vă gândiți că fanii AUR au o conștiință politică, au un ideal național, au așa fiecare o listă de principii. Sunt oameni simpli, foarte asemănător cu useriști, în sensul că s-au săturat de marasmul din celelalte partide politice. Ei sunt proști pentru că dacă vreți sunt niște debutanți, nu sunt cititori de presă, nu citesc doctrine, nu citesc știri externe, nu fac corelații, sunt mai degrabă ignoranți, da? Au o naivitate ca un bărbat îndrăgostit, să spunem. Nu-i scuză cu nimic că sunt gata să voteze ticăloșia asta de partid, dar nu uitați că toți ăștia care vă uitați, ascultați, ați fost cel puțin odată în viață atât de proști încât să votați un partid sau un lider pentru că a făcut și lucruri bune sau credeați că o să facă lucruri bune. Iar ultimii 30 de ani arată că noi nu am avut nici măcar un lider, unul care să fi făcut lucrurile pentru țară sau pentru binele comun, adică era o inițiativă modernă. Nu. Toți au fost mânați din spate de niște interese mai mult sau mai puțin oculte, mai mult sau mai puțin legale și dovada e că după 30 de ani de politică românească de asta cu purii frici, toți politicienii români sunt foarte bogați și influenți, toți, iar tot poporul român este pauper, furios, da, nemulțumit și încă visează la o schimbare profundă care nu mai poate avea loc cât timp cultivăm partidulețe de căcat ca USR sau ca AUR. Ăștia nu sunt o alternativă la actuala clasă politică decât în sensul în care îți dai foc la casă și ai făcut o alternativă la casa de dinainte, știi, o curte ceva mai largă. Dar nu te ajută cu nimic. Nu te ajută cu nimic. Precum știți, ca să nu să scap de jumate din valul de hate care se urmeze, eu nu votez deloc. Eu nu mai votez din 2012 partide care promovează oameni mai proști decât mine. Nu vreau să fie ca Einstein toți, dar să nu fie mai proști decât mine. Nu mai vreau să ajut la propășirea socială de carieră și financiară unor bătuți în cap pe care m-aș pișa și mâine de la un cap la altul și pe care probabil
Nu era angajat nimeni. Dacă ar fi în piața liberă cu un CV un băiat ca George Simion sau ca alții, eu nu cred că și-ar găsi job ușor la o companie din top 100. Pentru că competențele lor nu sunt cele cuvenite, cele necesare să mănânce o pâine, să câștige o leafă. Și gata.